Bine v-am găsit! În această lecție explic înmulțirea fracțiilor ordinare, apoi ridicarea la putere. Să vedem mai întâi înmulțirea. Pentru a înmulți două fracții ordinare se procedează astfel: punem linie de fracție iar la numărător înmulțim numărătorii, iar la numitor înmulțim numitorii. Dacă putem efectua simplificări înainte, atunci simplificăm pentru a calcula mai ușor. Să vedem primul exercițiu. Avem 4 supra 5 înmulțit cu 20 supra 8. Și observăm că pe această diagonală avem 4 și 8 numere care se împart ambele la 4. Deci le tai pe diagonală. 4 împărțit la 4 este 1. Scriu câtul în dreptul lui 4 puțin mai sus. Iar 8 împărțit la 4 este 2. Scriu în dreptul lui 8, ceea ce rămâne în urma împărțirii. Iar apoi ne uităm pe cealaltă diagonală. Avem 25. Ambele numere se împart prin 5, așa că le tai pe diagonală. 20 împărțit la 5 este 4, scriu deasupra lui 20, iar 5 împărțit la 5 este 1. Și acum înmulțesc la numărător ceea ce a rămas, 1 înmulțit cu 4 și la fel la numitor, 1 înmulțit cu 2. Deci avem 4 supra 2, 4 împărțit la 2 este 2. La subpunctul B, 7 supra 10 înmulțit cu 40 pe 21 înmulțit cu 5 supra 2. Ne uităm pe prima diagonală, avem 7, 21 care se împart ambele prin 7. 7 împărțit la 7 este 1. 21 împărțit la 7 este 3. Apoi ne uităm pe cealaltă diagonală, avem 40 și 10. Numere care se împart la 10. 10 împărțit la 10, 1. 40 împărțit la 10, 4. Obțin astfel din înmulțirea primelor două fracții la numărător 1 ori 4 4, iar la numitor 1 ori 3 3, înmulțit mai departe cu 5 pe 2. Însă, înainte de a face înmulțirea, simplific 4 cu 2 prin 2, 2 împărțit la 2 1, 4 împărțit la 2 2 și obțin astfel 2 înmulțit cu 5, supra 3 înmulțit cu 1, 10 pe 3. Mergem mai departe la subpunctul C. Avem 11 supra 12 înmulțit cu 4 supra 5. Pe prima diagonală avem 11 și 5, numere prime, nu se poate simplifica. Pe cea de-a doua diagonală avem 4 și 12, numere care se împart la 4. 4 împărțit la 4, 1, 12 împărțit la 4, 3 și avem astfel 11 ori 1 supra 3 înmulțit cu 5. 11 pe 15. La subpunctul D avem 5 înmulțit cu 4 pe 9. Îl scriu pe 5 ca fiind 5 supra 1 înmulțit cu 4 supra 9. Și aplic regula. Înmulțesc numărătorii 5 ori 4 supra 1 înmulțit cu 9. Obțin astfel 20 supra 9. Mergem mai departe și vedem proprietățile înmulțirii. Înmulțirea fracțiilor ordinare este comutativă, ceea ce înseamnă că putem înmulți factorii în orice ordine fără a se modifica rezultatul. Dacă înmulțim 1 pe 2 cu 1 pe 3 sau scriem invers 1 pe 3 ori 1 pe 2, rezultatul va fi același deoarece la numărător înmulțesc 1 ori 1, iar la numitor înmulțesc 2 ori 3 și avem 1 supra 6. Înmulțirea este asociativă, adică putem grupa factorii în diferite moduri pentru a lucra mai ușor. Dacă avem de înmulțit 2 pe 15 ori 1 pe 3 ori 25 pe 6, putem grupa convenabil 2 pe 15 ori 25 pe 6, deoarece aici putem face o simplificări pe diagonală și lăsăm la sfârșit înmulțit cu 1 pe 3. Simplificăm prin 2 și avem 2 împărțit la 2, 1, 6 împărțit la 2, 3 și apoi mai simplificăm încă o dată prin 5 și avem 3 și 5. Obținem astfel 5 supra 9 ori 1 pe 3, adică 5 supra 27. Elementul neutru la înmulțire este 1. Orice fracție ordinară înmulțită cu 1 va avea ca rezultat aceeași fracție. Deci reținem că elementul neutru nu schimbă rezultatul înmulțirii și acesta este 1. O proprietate importantă a înmulțirii este distributivitatea înmulțirii față de adunare și scădere. Am scris proprietatea și pentru adunare, aici M supra N pe lângă A supra B plus C supra D, deci se înmulțește prima dată factorul din fața parantezei cu primul termen din paranteză, apoi punem plus și înmulțim m supra n cu cel de-al doilea termen din paranteză. Luăm ca exemplu 2P3 pe, pe lângă 1 pe 6 plus 1 supra 5 și aplic distributivitatea. Înmulțesc 2 pe 3 cu 1 pe 6. Apoi înmulțesc 2 pe 3 cu 1 supra 5. Simplific la prima înmulțire și obțin astfel 1 ori 1 supra 3 ori 3 plus 2 ori 1, 2 supra 3 ori 5, 15. Cel mai mic multiplu dintre 9 și 15 este 45, deoarece este cel mai mic număr care se împarte și la 9 și la 15. 45 împărțit la 9, 5 și împărțit la 15 este 3 și se obține astfel 5 plus 3 ori 2, 6 supra 45, adică 11 pe 45. Și avem distributivitatea înmulțirii față de scădere. Se aplică exact la fel: se înmulțește factorul din fața parantezei cu fiecare termen din paranteză. Ridicarea la putere a unei fracții ordinare. Pentru a ridica la putere o fracție ordinară, se ridică numărătorul acesteia la putere, iar apoi numitorul acesteia. Și îți reamintesc că pentru a ridica un număr natural a la puterea n, se înmulțește a de n ori. Exact așa procedăm și la fracții, numai că vom avea de înmulțit atât numărătorul cât și numitorul. Să vedem cum aplicăm concret în exerciții. Avem 1 pe 2, totul la puterea a treia. Înseamnă 1 la a treia supra 2 la a treia, adică 1 ori 1 ori 1 supra 2 ori 2 ori 2 și obținem 1 pe 8. Bineînțeles că nu este greșit să ridicăm la putere 1 pe 2 la 3 a treia astfel. 1 pe 2 ori 1 pe 2 ori 1 pe 2. Se ajunge exact la același rezultat, adică 1 supra 8. 3 pe 5 la a doua înseamnă 3 la puterea a doua supra 5 la puterea a doua, adică 3 ori 3 supra 5 înmulțit cu 5 și avem 9 pe 25. Reținem că orice număr ridicat la puterea întâi este exact același număr, 1 pe 10 la a întâia este 1 pe 10, iar orice număr ridicat la puterea 0 este egal cu 1.